Sâmbătă 9 octombrie, un titlu editorial cu semnificație pentru domeniul istoriei din România a fost lansat la o librărie din Mușcel, Bătălia pentru Câmpul Lung 1916. Este cartea lansată de autorul Eduard Matei, care nu și-a uitat rădăcinile mușcelene, ci le-a privilegiat prin studii academice și publicarea volumului cu un aparat critic solid. Cititorul beneficiază astfel de o abordare documentată temeinic, într-un stil autentic și foarte plăcut lecturii. Conținutul cărții oferă un bogat bagaj cultural despre situația armatei române în perioada 1914-1916 și se concentrează asupra prezenței militare din Câmpul Lung într-unul dintre cele mai dificile momente din Primul Război Mondial, în anul 1916. Regimentul 30 Dorobanți Mușcel și Regimentul 70 Infanterie, forțele combatante participante la luptele din regiunea Dragoslavele, Mateiaș, Câmpul Lung, sunt doar câteva dintre subiectele care ne îndrumă către o călătorie unică prin citire. Lansarea cărții Bătălia pentru Câmpul Lung 1916 a adus alături de autorul Eduard Matei doi invitați speciali remarcabili prin profesionalism. Ne referim la fostul ministru al afacerilor externe al României, istoric, jurnalist și profesor universitar dr. Adrian Cioroianu, care a prefațat lucrarea, și Dan Mărgărit, editor și directorul editurii Cetatea de Scaun din Târgoviște. După cum s-a menționat, un sprijin important în cercetare a venit de asemenea din partea generalului Nicolae Popescu, prezentarea cărții fiind un veritabil spectacol discursiv. Sunt foarte bucuros, vă dați seama, ca profesor și ca prieten, să știu că oameni care au o activitate, el cum probabil știți, lucrează într-o firmă de publicitate sau cum se cheamă? Agenție de publicitate. Dar faptul că astfel de oameni găsesc timp pentru a scrie monografii istorice, pentru mine e o bucurie ca profesor, în primul rând, în al doilea rând ca prieten și în al treilea rând ca cititor. Iar prefața care însoțește volumul nu e decât dovada acestei aprecieri și acestei prietenii pentru ei. Mulțumesc mult! Încep înainte de a vă mulțumi că sunteți alături de noi la acest eveniment. Drumurile pe care le-am făcut și discuțiile legate de acest subiect, Primul Război Mondial sau Războiul de Reîntregire, cum îl mai puteți găsi denumit în istoriografia românească, toți aduceau în discuție și în prim plan luptele de la Mărăș, Mărășești și Oituz. Mausoleul de la Mărăști, mausoleul de la Mărășești. Cumva pot înțelege, a fost campania din 1917 când au fost, așa zisele, practic bătălii victorioase ale armatei române. Au fost promovate intens. Doar că pentru mine, ca mușcelean, cumva nu mi-a picat și nu-mi pică nici în ziua de astăzi foarte bine acest lucru. Din acest motiv, cumva am încercat prin această carte să promovez orașul și să promovez mausoleul de la Mateiaș. Edi, felicitări! Mulțumesc. Știi că am fost încântat de la bun început de tema propusă de tine. Edi lucrează de mult timp la chestia asta. Și m-a sunat acum circa un an, dacă nu mă înșel. Cred că un an de zile. Și mi-a explicat că ar vrea să publice ceva despre Primul Război Mondial, Câmpul Lung. N-am prea înțeles inițial ce vrea să spună, dar pe traseu am constatat că cartea asta merită popularizată la nivel național și asta o să și facem, pentru că nu există o altă carte dedicată bătăliei de la Mateiaș. Profesor universitar dr. Adrian Cioroianu a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu. A fost pentru noi o bucurie, câțiva prieteni ai autorului Eduard Matei, bucuria de a veni la Câmpul Lung pentru lansarea acestei cărți și imaginați-vă că înainte de a veni în librărie, unde a avut lansarea cărții, chiar am vizitat monumentul, mauzoleul de la Mateiaș, mauzoleul dedicat bătăliei pentru Câmpul Lung, despre care prietenul nostru și studentul meu, pot să spun, de la Facultatea de Istorie a Universității din București, domnul Eduard Matei, între timp masterand al facultății, cartea pe care dânsul a dedicat-o acestei importante bătălii din Primul Război Mondial, bătălie de la al cărei început s-au împlinit chiar în aceste zile 105 ani. Ori în aceste condiții, vă dați seama că a fost o potrivire a,
a astrelor de care ne-a reunit cu plăcere vorbind despre o carte importantă pentru această zonă, pentru orașul Câmpul Lung, și cred că este meritul autorului de a fi readus în atenție acest important moment al istoriei noastre, de fapt. Nu e numai istorie locală, este și istorie națională și o zonă care trebuie cunoscută mai mult din acest punct de vedere. Vă prezentăm, de asemenea, un fragment din interviul realizat cu autorul lucrării, Eduard Matei. Nici nu-mi închipuiam un alt loc în care aș fi putut lansa această carte, Bătălia pentru Câmpul Lung 1916. Era evident că acesta este locul în care ea trebuia lansată. Am ales totuși să nu facem lansarea în mausoleul de la Mateiaș, ci undeva în inima orașului, pentru că, având în vedere și contextul actual, am considerat că locul e mai potrivit. Despre carte, exact cum am afirmat și anterior, motivul pentru care am scris această carte a fost dorința de a așeza Câmpul Lungul pe harta marilor bătălii din Primul Război Mondial. Un al doilea motiv a fost dorința de a evidenția și de a accentua importanța bătăliei de la Mateiaș, această bătălie pentru Câmpul Lung, în economia ulterioară a Primului Război Mondial. În exclusivitate pentru Mușcel TV și live online prin www.mușceltv.ro, la emisiunea Avangarda Performanței de vineri, 15 octombrie, va fi difuzată integral lansarea cărții Bătălia pentru Câmpul Lung 1916.